già il Santo di tutti. Amen. Parlo per noi nostro Gesù Cristo, grazie di una esaltata la cibo che ci dà per il sponso di Acesta este cu adevărat martir, deci a vărsat sângele pentru numele Lui Hristos, de amintirile judecătorilor nu s-a temut, ci a ajuns în împărăția cerească. Fraților, permit să ne recunoaștem păcatele, ca să putem celebra cu vrednicie jertfa Sfântului. Amen.
înseamnă că eu trebuie să am o listă. O listă cu cei pentru care eu trebuie să mă rog ca să fie mântuiți. Și asta înseamnă să am un timp special pentru a mă ruga pentru mântuirea. Eu vă implor în această seară și vă spun mai mult decât să vă rugați pentru sănătatea trupească a cuiva, care într-o zi oricum se va pierde. Vă rog din suflet, puneți pe primul plan rugăciunea dumneavoastră pentru mântuirea sufletului unui om. Și omul acela poate fi cel din casa ta. Vă rog din suflet pentru că pentru Dumnezeu un suflet de om nemântuit este o pierdere extraordinar de mare, incomparabilă, chiar pierderea, nu știu, a unui continente, a unui pământ, a ceva material. Sufletul este cel mai de preț în ochii lui Dumnezeu, nimic altceva nu este mai de preț. Dar când voi face eu astfel, dacă când mă voi ruga pentru sufletul unui om să fie mântuit, atunci, când mă pun eu o rugăciune, și de obicei mi se întâmplă de fiecare dată, firea din interior va reacționa. Și atunci eu ce trebuie să fac? Eu iau firea mea, care nu mă lasă să te rog. Ei, lasă că ai de făcut altceva. Asta cu rugăciunea. Nu e voi, bine, peste o rădă, nu? Atunci eu ce fac cu firea aceasta mea care nu mă lasă să mă rog? Ce fac? Îl răstignesc. Asta spune Sfântul Apostol Pavel. Asta înseamnă, răstignirea firii mele înseamnă să-mi iau crucea. Mi iau crucea pe care vă cer Hristos o port, da? Nu uităm, fără cruce, noi nu avem nicio biruință, nicio victorie. Fără cruce, noi nu avem mar. Fără cruce, nu este nicio fel de binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Crucea mea înseamnă o mică moarte a eu-ului meu să mor, a firii mele, asta înseamnă. Pentru că dacă nu este moarte, atunci eu rămân ster, neroditor, neproductiv. Ca și sămânța, dacă nu moare, nu, atunci nu are cum să ducă rod. Noi știm că Iisus când s-a dus la cruce, El s-a dus cu groază. Țineți minte, s-a dus cu groază. Și groaza, dacă se va pune peste El imensitatea păcatelor a omenii. Și totuși, El a renunțat, chiar dacă a avut groaza aceasta, să se ducă la cruce. Noi știm că nu. N-a renunțat. Știți de ce s-a dus totuși pe cruce, chiar dacă i-a fost groază? În Evrei 12, cum avem răspuns, zice acolo, ochii ațintiți la Iisus, noi toți, care este începutul și desăvârșirea credinții noastre. Iisus care, în vederea bucuriei ce era propusă, a îndurat crucea și neținând seama de rușinea ei, s-a așezat după aceea pe cruce și după aceea la dreapta Tatălui Său. La fel în Apocalipsa 5:9 avem acolo, vrednic ești tu să primești cartea și să deschizi sigiliile sale pentru că ai fost înjunghiat, Iisuse, și ai cumpărat, Iisuse, pentru Dumnezeu, prin sângele tău, oameni din toate triburile, limbile, popoarele și națiunile. Deci, cum a putut Iisus trece peste acea greutate de a merge spre cruce? Datorită faptului că îl primea la bucuria aceasta de la final, de la sfârșit din Apocalipsă. Da? Și noi, că Iisus, vom muri pentru alții, atunci vom fi spectatorii acestei minunate scene din cer de la final. Și ne vom bucura împreună cu Iisus și cu cei mântuiți acolo.
Oare nu merită să facem acest lucru? Ca să ne bucurăm cu ei împreună. Nu singuri. Că Dumnezeu nu ne privește singur acolo. Nici pe noi, nici pe dumneavoastră. Nu ne primește singur. Noi trebuie să mergem cu cineva acolo sus. Dumneavoastră trebuie să mergeți cu cineva acolo sus. Și atunci, merită să ne iau crucea de fiecare zi și să mă jertfesc pentru alții. Foarte frumos spunea fericitul Anton Lurcovici, relatat de un deținut mai târziu, zicea deținuților, unde era aruncat într-o zi, gol, fără nimic pe el, și cineva din celulă l-a sărit și a acoperit goliciunea, spunea să vă purtați crucea suferinței cu dăruire față de Dumnezeu, pentru că va veni ziua mântuirii. Va veni ziua mântuirii. Ziua mântuirii voastre și ziua mântuirii celor din casa voastră. Ziua mântuirii noastre și a celor din casa voastră. Va veni ziua aceasta, dar pentru asta trebuie să ne purtăm crucea suferinței cu dăruire față de Dumnezeu. Ați înțeles ce înseamnă oare astăzi crucea lui Iisus Hristos și crucea noastră? Ce înseamnă să ne unim cu Iisus Hristos, cu crucea Lui? Și ce înseamnă să ne dăm crucea de fiecare zi și să ne purtăm? Sper că da. De aici urmează convertirea. Ce înseamnă convertirea aceasta? Convertirea trebuie să înceapă cu un lucru extraordinar, care înseamnă sinceritate față de mine însumi. Convertirea aceasta înseamnă, de fapt, atunci când am capacitatea de a fi sincer cu mine însumi. Când nu mă mai amăgesc pe mine însumi, când nu mă mai mint pe mine însumi, că eu sunt așa cum trebuie. Adică sunt ok. Din punct de vedere spiritual. Convertirea acelui momentul în care eu vin sincer cu mine însumi, mă uit și văd în câte locuri nu procedez bine. Când mă uit și văd că nu sunt bine în atitudinile mele, când mă uit și văd că nu sunt bine în gândurile mele, când mă uit și văd că nu sunt bine în faptele pe care le fac. Adică atunci când îmi fac o întreagă cercetare, o cercetare completă a vieții mele și mă îngrozesc, de ceea ce văd în comportările. Asta este baza convertirii. Sinceritatea cu mine însumi. Analiza mea persoană. Convertirea aceasta înseamnă că în momentul în care văd toate aceste lucruri din viața mea, eu să nu mai arunc vina pe nimeni. Da? Nu mai arunc vina pe nimeni. Noi procedăm ca invers. Și îi blamăm pe alții că noi suntem așa cum suntem. Nu-i vina noastră, e vina lor. Sau că sunt așa cum sunt pentru că părinții mei sunt de mine. Sunt așa cum sunt pentru că eu nu am condiții faine de viață. Sunt așa cum sunt pentru că m-am născut în România și nu în America. Îți spune că nu. Și de te-ai fi născut acolo tot așa. Sunt ce sunt pentru că eu sunt sărac oricum. Sau pentru că trăiesc într-o societate coruptă, sunt așa. Sunt ce sunt pentru că am un temperament mai iubire, sunt mai nervos, așa de felul meu. Și arunc vina pe oricine și pe orice. Dar eu nu sunt vinovat cu nimic. Asta este atitudine de neconvertit. Neconvertit. Când chiar dacă văd lucruri nepotrivite, neplăcute în viața mea, eu dau vina pe altcineva sau pe altceva.
de lipsa mea de organizare că sunt prăjdian, de lipsa mea de seriozitate, pentru că nu vin la timp când spun că vin la timp. Eu sunt vinovat pentru superficialitatea mea, eu sunt vinovat de neglijențele mele, eu sunt de vină. Eu răspund de tot ceea ce sunt. Asta înseamnă convertire. Convertirea înseamnă să-mi dau seama de toate aceste defecte și să le urăsc cu toată ființa mea. Să-mi doresc cu toată ființa mea să fiu altfel. Apoi, cu această atitudine de dispreț față de ce văd rău și cu dorința plăcurată de a mă schimba, mă duc în fața lui Dumnezeu. Mă așez în genunchi și spun: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Ai milă de mine, păcătosul. Știți acum rugăciunea, da? Asta înseamnă convertire. Când mi-am văzut mizerii, recunosc, nimeni nu-i vinovat pentru mizerile mele, eu sunt vinovat și mă duc în fața lui Dumnezeu în genunchi și spun: Doamne, ai milă de mine, păcătosul, păcătoasă. Noi nu trebuie să uităm că dacă am ajuns astăzi la o tehnologie atât de avansată, atât în domeniile celelalte, dar mai ales mă gândesc acum în domeniul înregistrărilor, ceea ce se întâmplă și în fața noastră acum, mult, sau cu atât mai mult, are Dumnezeu o tehnologie mult mai avansată de înregistrare. Și El înregistrează tot. Tot adică vorbele noastre, faptele noastre, gândurile noastre, registrează Dumnezeu. Și chiar atitudinile cele mai ascunse din inima noastră. Inclusiv sentimentele alea ciudate de dispreț, de ură, mai fine, care se profunzime în inimii noastre față de cum am înțeles. Și acum hai să ne imaginăm ziua aceea, când viața noastră va fi derulată public, public, va fi derulată public ca să vadă toată lumea. Cam așa va fi, să știți, la judecata noastră, când tot ce s-a înregistrat se va arăta. Astăzi, nu mai putem spune că așa ceva nu poate fi posibil sau că spovește că Dumnezeu ne va arăta toată viața noastră. Nu putem spune că nu va face acest lucru, pentru că, dacă observați, a devenit posibil din punct de vedere tehnic, omenesc, să se înregistreze ca orice și încet, încet se ajunge la niște înregistrări ultra, ultra profunde. Se vor vedea multe lucruri pe care nu le exprim. Cât de curând ajunge tehnologia acolo? Și dacă omenește, se ajunge la așa ceva, la Dumnezeu, vă imaginați că e posibil să se întâmple lucrul acesta, să ne pună pe un ecran mare toată viața noastră? Spune Pavel în Roman 2:3, noi știm că judecata lui Dumnezeu asupra celor care se vârșesc aceste lucruri este după adevăr. Dar tu, omule, zice, care judeci pe cei care se vârșesc aceste lucruri, repede, dar le practic și tu, crezi că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești bogăția bunătății sale, a îngăduinței sale, a îndelungii lui răbdări și nu-ți dai seama că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la convertire? Ne spune Pavel cam așa aici. Dumnezeu are bunătate, dacă observați, Dumnezeu are îngăduință și Dumnezeu are îndelungă răbdare. Și El spune Pavel, are și bogăție de bunătate, cât vrem, imens, are și bogăție de îndurare, îndurare din aceea extraordinar de extinsă, dar are și o bogăție de îngăduință. Și în momentul în care noi auzim că Dumnezeu este atât de bun, atât de îngăduitor, atât de îndelung răbdător, atunci noi spunem, păi, eu îmi pot permite orice, dacă
plin de rugător, îmi dă tot. De ce n-aș face ce vreau acum? Dar Paul ne spune că nu pentru asta este Dumnezeu bun, când dă plictor și dă lucrător ca noi să facem orice pe noi, ci pentru că Dumnezeu îmi dă timp pentru convertire. Poate îmi vin în fire cândva, poate realizez că ceva nu e ok în viața mea, nu e bine, ca fiul ispitor, poate mă voi întoarce într-o zi la Domnul. Și această atitudine a lui Dumnezeu față de mine nu face altceva decât să mă îndemne la convertire. Nu ca să fac eu orice, că și așa e bun Dumnezeu la infinit. Și așa Dumnezeu îmi dă dacă sunt rău. Și așa dacă am păcate, ești pe mine, Dumnezeu nu văd că mă spală în fiecare dimineață, mă trezește, îmi dă o pâine cel puțin pe zi, îmi dă de lucru, îmi dă și niște bani. Și atunci, de ce nu aș face orice? Nu, zice Paul, nu pentru asta, nu. E așa de bun Dumnezeu. E atât de întrerupător Dumnezeu cu tine. E așa pentru că îți dă timp să te convertești, mă, dar aceste lucruri, spune Paul, după aceea, nu le-am împlinit. Problema mea, spune Paul, mai departe, în Roman 2:5, este că inima mea împietrită, răspunde, nu mă lasă să mă convertesc. Ne avem o inimă împietrită. Zice, dar prin împietrirea ta și prin inima ta nepocăită, îți adun, fiți atenți aici, mânie pentru ziua mâniei și pentru ziua arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care îl va răsplăti pe fiecare după faptele sale. Ce adun eu pentru acea zi a judecății cu Dumnezeu aici pe pământ? Prin faptele mele. Ați auzit? Mânie. Noi nu trebuie să uităm că mântuirea noastră, mântuirea este primară și prin credință. Da? Eu sunt mântuit pentru că Iisus m-a iubit pe mine și s-a dat pe sine pentru mine. Eu sunt mântuit pentru că harul acesta lui Dumnezeu mi-a fost dat mie când l-am acceptat pe Iisus Hristos în inima mea. Atunci pot să zic să mântuit. Astfel că eu mă duc în cer nu pentru că am făcut ceva bun pe pământul acesta sau bine pe pământul acesta, nu prin fapte, spune Pavel, ca să nu se laude nimeni. Eu nu am niciun merit pentru că sunt mântuit de Dumnezeu. Mântuirea mea a fost lucrată de cine? De Iisus Hristos. Eu doar am primit-o mântuirea aceasta ca un cadou. Știți ce era? Da, cadou. Eu n-am contribuit cu nimic la mântuirea mea. Mântuirea mea s-a realizat prin cadoul pe care Iisus Hristos l-a făcut morind El pe cruce în locul meu. Dar acum fiți atenți ce zice Paul. Toți vom fi judecați. Și noi creștinii, care am acceptat acest cadou, această mântuire, și cei care nu au acceptat această mântuire, ce vreți? Și spune 2:5-10. Așadar, noi creștinii, care am acceptat mântuirea, suntem întotdeauna plini de încredere. Deși știm că atât timp cât locuim în trup, suntem departe de Domnul, nu? Încă n-am ajuns acolo. Căci umblăm prin credință, deci umblăm prin credință în aceasta, nu prin vedere a lui Dumnezeu față de privați. Deci suntem plini de încredere și spune Paul, și ne place mai mult să părăsim trupul acesta, să ne întoarcem acasă la cine? La Dumnezeu. De aceea, zice, fie că rămânem în trup, fie că plecăm, dintre noi sunt care au plecat, nu? Ne stăluim să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Căci noi toți, trebuie să ne prezentăm înaintea tribunalului lui Hristos, pentru ca fiecare să primească pentru ceea ce a făcut atât timp cât a fost în trup. Fie bine, fie
Deci mântuirea noastră este prin har, credință, convertire, da? Accept. Da? Harul e gratuit, am spus. Credință, trebuie să cred. Da? Și convertire înseamnă că trebuie să accept acest cadru acesta. Deci mântuirea noastră este pe baza ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru noi. Și judecata noastră va fi pe baza faptelor noastre. În Apocalipsa 2:12 spune frumos acolo: iată, eu vin curând, deci când va veni a doua oară, și răsplata mea, ca să vă plătesc pentru ce faceți voi aici în pământ, este cu mine răsplata, ne aduce răsplata. Ca să dau fiecăruia după ce a avut aici pe pământ. Deci, ne-am înțeles cu mântuirea. Mântuirea vine gratis. Noi nu facem nimic pentru ea. Nu vom nimic pentru ea. Noi doar trebuie să o primim. Da? Și după ce am primit, după ce am acceptat această mântuire, noi trebuie să lucrăm la convertirea noastră, la prin convertirea noastră, adică la transformarea noastră, la a fi cât mai asemănător cu Doamne, Doamne, cu Iisus Hristos. Crucea lui Hristos și crucea mea sunt crucile care noi trebuie să le acceptăm. Ne unim cu crucea lui Hristos și ne purtăm crucea noastră de fiecare zi pentru alții. Ne jertfim pe noi pentru alții. Eu mă opresc aici. Deja e destul de concentrat pe tema, dar vă promit că o voi simplifica mai mult data viitoare. Cred că am înțeles multe lucruri în seara aceasta. Vă mulțumesc pentru răbdare și vă doresc dintr-o sufletul să acceptați această cruce pentru mântuirea altora. Fraților, preiubiți, cu inimi pline de bucurie și de cunoștință, să înălțăm rugăciunea noastră către Tatăl Ceresc pentru ca mărturia eroică a fericitului Antonul Cupric să devină pentru noi toți izvor de renuire în credință și iubire. Dumnezeu, Bună Părinte, iubitor de oameni, așa că cu parul tău, pe Sfântul Părinte Papa Francis și pe Episcopul nostru Petru, pentru că au avut exemplu fericit de Antonul să mărturisească Evanghelia Mântuirii prin îndărbirea lor totală în față de poporul credincios. Te rog, Doamne! Fără sacrificiul celor persecutați din cauza credinței se conducă la mântuirea persecutorilor și la reconcilierea profundă a inimilor. Te rog, prin mijlocirea fericitului Antonul, rește familiilor creștine în halul de a fi dispuse să-și mărturisească credința cu prețul oricărei jertfe. O protește pe creștini și aș vrea să afle în creștini adulți modele autentice de iubire cu Dumnezeu și de slujire a aproapelor. Vino în ajutorul celor care suferă în trup sau în spirit și arată-le puterea vindecătoare a Harului Tău.
Dumnezeului nostru. Cu adevărat, vrednicie de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri cu rugăciune în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Deci fericitul Martin Anton, după exemplul lui Hristos, și-a jertfit viața pentru mărturisirea numelui Tău și ne-a dovedit în timp strălucit puterea Ta minunată, pentru ca, pe cel slab, Tu îl conduci la virtutea desăvârșită și pe cel lipsit de putere îl ajungi să fie statornic în mărturisirea credinței. De aceea, împreună cu puterile cerești, de preamărit și noi pe pământ și înălțăm imnul de laudă a maestății Tale, zicând fără încetare. Care au venit în speranța învierii și de toți cei care au lăsat pe răsfirea Ta.
și primește să se bucură de lumina feței tale. Te rugăm mai bine de arătăți, pentru că vreau cu fericită născătoare cu Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, fericiția voastră și cu toți Sfinții pe care le vreți să iubim, să ne vrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te laudăm, să te preamărim, prin Iisus Hristos, Fiul. În Hristos cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tatăl puternic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și gloria, în toți vecii vecii locuri. Thank you.
Eu sunt vița cea adevărată, de aceea voi sunteți îmbrățișați. Cel care rămâne în mine și eu în el, acela aduce rodul meu, spune Domnul, să ne rugăm. Întăriți cu Sfintele Taine, de rugăm, Doamne, să ne dai harul de a imita minunată statornicia fericitului Anton, ca astfel să ne fericim alăpândire splata veșnică a celor îndelung răbdători, prin Hristos Domnul nostru. Amin. În prima sâmbătă din luna aprilie, ca de obicei facem consfințirea Bisericii la inima neprihănită a Mariei, după formula pe care însuși Biscopul Martirea Turdurcolici a făcut-o. Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu și Mama noastră prea iubitoare, dieceza de Iași aruncată la picioarele tale, se consfințește astăzi toată, în mod solemn, inimii tale neprihănite, ca de acum înainte să domnești purul peste ea. Fecioară prea curată, Maica Harului Dumnezeu și speranța lumii, ascultă glasul copiilor tăi care te strigă într ajutor și primește închinarea noastră. Fii întotdeauna în mijlocul nostru cu harul ceresc și cu binecuvântările tale, cu bunătatea și ocrotirea ta de mame. Fă ca în această dieceză să rămână mereu tare și nesruncinată credința în Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, în tine neprigănita și preasfânta, precum și în Sfânta Biserică Catolică, împreună cu capul ei vizibil, Sfântul Părinte Papa Francisc, urmașul lui Petru și locțiitorului Hristos pe pământ. Menține tu purul creată și sporește în sufletul credincioșilor nădejdea în bucurile netrecătoare și veșnice. Cu văpaia inimii tale, aprinde inimile noastre flacăra iubirii de Dumnezeu și a iubirii de oameni. Potolește cu puterea ta ura și dragă dintre frați. Vino în ajutorul nostru ca să ne supunem cu răbdare creștinească la ostenerile muncii și la toate încercările vieții. Fii apărătoarea noastră în toate primejdiile și ispitele. Fii călăuza noastră ca să nu ne abate nici când de la calea poruncilor lui Dumnezeu și ale Sfintei Biserici. Adu-ți aminte, Fecioară prea milostivă, că din timpuri străvechi, mai bine de 7 veacuri, în această dieceză a Moldovei, numele Tău a fost proslăvit și invocat fără încetare. Generațiile și-au transmis una alteia pe aceste plaiuri recunoștința pentru binefacerile tale și încrederea în bunătatea ta fără margini. Iar sus în cerul, exact sufletele nenumărate, care în timpul vieților pământești făceau parte din această dieceză, îți înalță cântece de slavă și de mulțumire, pentru că prin tine au ajuns la mântuirea veșnică. Nu, Mamă, nu este cu putință ca acum să-ți îndepărtezi ochii tăi ce milostivi de la noi, copiii tăi. Știm prea bine că suntem nevrednici de acest lume glorios, din pricina păcatelor noastre și a jignirilor ce ți le-am adus. Dar la cine să alergăm pentru a dobândi iertare și har, dacă Tu ne vei respinge? Privește tăința noastră sinceră și primește-ne din nou în rândul copiilor tăi. Îndeoseb inimă neprigănită a Mariei, ți se dăruiesc și se consfințesc astăzi prin noi toți cei care se află în întregul cuprins al diecezei de Iași. Ți se consfințesc cu cernicii părinți preoți, săvârșitori ai Sfântelor Taine, împreună cu tinerii seminariști, elevi ai seminariilor noastre, precum și sufletele închinate Domnului și ție în viața călugărească. Ți se dăruiesc astăzi copiii nevinovați, atât de scump inimii tale de mamă. Ți se consfințește tineretul atât de primejduit de înșelăciunile și pleșucurile Duhului Rău. Ți se încredințează și se consfințesc credincioșii care se află în puterea vârstei și gârboviți de ani. Toți ți se consfințesc ție în această zi, fiecare parte și familiile lor, parohiile toate și dieceza întreagă în frunte cu episcopul său. Primește Fecioară preasfântă rugile și suferințele noastre, drept ispășire și pentru întoarcerea păcătoșilor, a fraților noștri rătăciți, care atât de mult, prin fără de legile noastre, rănesc inima preasfântă a lui Iisus și inima ta de mamă.
iartă-i, mamă mântuitoare, că nu știu ce fac. Du-i și pe ei la limanul mântuirii. Dobândește-le lor și nouă tuturor, prin bunătatea ta, harul ca într-o zi să fim cu toții în cer, împreună cu tine, pentru a cânta milostivirile inimii tale neprihănite și a proslăvi la oaltă bunătatea creinii preasfinte, care prin inima ta de mamă a binevoit să ne scape de osânda iadului și să ne ducă la mântuire. Amin. Inimă neprihănită a Mariei. Fericite Anton Turcovici. Este momentul să mulțumim părintele profesor de la Cluj, părintele Marcelin Rotaru, pentru efortul mare pe care îl face de a veni lunar la noi. În același timp trebuie să dau explicații spunând că luna trecută, luna martie, n-am reușit să facem întâlnirea lunară a negrilor fundații Anton Turcovici. Motive sunt multe, nu a fost posibil și ne cerem scuze pentru lucrul acesta. Această întâlnire este pentru luna aprilie și sperăm ca Domnul Dumnezeu să ne vedem în luna mai, în luna Sfintei Fecioare Maria, după sărbătoarea Paștelui pe care o așteptăm și în ritul nostru roman-catolic, dar iată și în ritul greco-catolic, unde părintele Marcelin slujește la Cluj. În același timp vreau să mulțumesc în mod deosebit ca asistent spiritual al Fundației Anton Turcovici împreună cu doamna președintă, împreună cu domnul director al Fundației Anton Turcovici și cu ceilalți membri ai Consiliului Director al Fundației. Vreau să mulțumesc tuturor membrilor prezenți și mă bucură să știu că prin prezența dumneavoastră sunteți un semn al faptului că slujiți, că susțineți această fundație care are scopurile așa de mult și vă rog să le primiți. O să le repet și o să le învățăm cu toți pe prost, o să le repet așa de multe ori. Primul scop al fundației este susținerea educației și a învățământului viitoarelor generații. Acesta este primul scop al fundației. Să susținem școala catolică, cu alte cuvinte. Și noi o facem. Prin contribuțiile noastre și spirituale, pentru dar și materiale, atât cât ne permite fiecare. Al doilea rând, Fundația Anton Turcovici susține și încurajează cultura de care avem nevoie, într-o formă sau alta. Iată, inclusiv prezența părintelui aici este o susținere a Fundației. Și iată, cultura este și spirituală, este și artistică, și de mai multe feluri. Și Fundația noastră a susținut de atâtea ori și aceste lucruri, simpozioane, cezătoare, a fost inclusiv o participare, o contribuție a Fundației Anton Turcovici, dincolo de colosala participare a acțiunii catolice din parohia noastră și din alte parohii. În același timp, susținem pe cei care au nevoie. Fundația Anton Turcovici are și un fond caritativ, are și un scop caritativ, să-i ajute pe cei care, din diverse motive, nu pot înainta intelectual, nu pot să urmeze o școală sau alta. Fundația se ocupă și de aceste persoane și le încurajează, le susține obținându-le cele necesare pentru continuarea studiilor, fie aici în țară, fie în străinătate. Avem în vedere și acest lucru. Prin prezența dumneavoastră, prin contribuția dumneavoastră, chiar și simbolică, susțineți aceste trei scopuri nobile ale Fundației. Nu vă fie teamă să vă înscrieți, cei care încă nu v-ați înscris în fundație, sunt peste 300 de membri înscriși. Așteptăm și alții să se înscrie în fundație și să se roage pentru ca Dumnezeu să ne binecuvânteze intențiile bune. Nu numai că a deschis o grădiniță și, prea bine știți că deja din toamnă funcționează, dar a deschide peste 3 ani o școală. Noi vrem să continue educația copiilor, nu numai în timpul grădiniței. Pentru ca primii copii care toamnă au început grădinița, după 3 ani, să continue școala, clasa întâi și așa mai departe. Susțineți-ne pe cât puteți în această, acest scop, în acest demers nobil. Lăudați să fie Iisus Hristos! Domnul să fie cu voi. Și cu Domnul în mijlocirea găsirii
Tatăl, Fiul și Spiritul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, să mergem și să trăim în pace.